postule false ce redetonează scandalul protocoalelor se.re.i.na. Acum vin subliniere îi spun ce ei nu subliniere au. S-a sărit calul cu echipele mixte. Augustin Zegrean, fostul presubliniere-edinte al Curții Constituționale, a spus despre protocolul SRI parchetul general ce prevede ni subliniere de lucruri care nu ar fi trebuit să existe, cum sunt echipele mixte. De asemenea, fostule FALCCR acuz judectorii ce au subliniere tiut de existența lui. Protocolul l-am citit subliniere eu ca toată lumea, nu neapărat ce scrie acolo este atât de înspimântător, ci faptul ce el a existat subliniere i ce au trebuit să se formeze echipele acelea mixte. Este prea mult. S-a sărit calul. Noi mereu. Avem acest obicei, românii, de a sări mereu peste cal, ori într-o parte, ori în cealaltă, numai pe cal nu nimerim. Ce mă mir pe mine este faptul ce toată lumea se arată foarte indignat sublinierei foarte mirat de existența acestui protocol. Păi, domnii judectori care au judecat dosarele trimise de DNA, în care scria făcut cu sprijinul SRI-ului, nu s-au gândit atunci în ce constă sprijinul acesta. Acum vin sublinierei spun ce ei nu subliniere tiau. Eu cred ce toți subliniere tiau. A fost o perioadă în care chiar spunea dosar realizat cu sprijinul SRI. Ce se înțelegea de acolo? Cum i-a sprijinit? Prima sprijinit să nu cad? Sigur ce subliniere tiau sublinierei acum se mir toți ce ei nu am văzut, nu au auzit, pe la ei nu a trecut. Era un slogan care circula, ce în România nu este judecat hocul, ci cel care prinde hocul sublinierei acesta este pedepsit. Era chiar sublinierei un banc pe vremuri, care spunea fazele construirii socialismului. Faza a patra era să se caute vinovacii sublinierei faza cincea să se pedepsească vinovacii. Mă tem să nu se duc în direcția asta lucrurile cu acest scandal, a declarat Augustin Zegrean. Fost presubliniere-edinte al Curții Constituționale, pentru Mediafax, legat de protocolul se.re.i.parchetul general. Întrebat cum vede existența echipelor mixte se.re.i.parchete, Zegrean a spus, nu era normal să existe niciun fel de echipe mixte sublinierei de verificare a procurorilor de către serviciul de informații sau de către oamenii din servicii de informații. Eu nu subliniere tiu de ce au făcut asta. În lege, în codul de procedură penal, scrie cine face urmărirea penală sublinierei chiar sublinierei interceptările telefonice sublinierei ambientale sunt prevăzute în lege. Era suficient câte prevăzut în lege mai ales și până la decizia Curții Constituționale din 2016, când articolul 142 din procedura penală a fost declarat în parte neconstituțional, mă refer la sintagma care spunea ce interceptările sublinierei toată supravegherea tehnic se poate face sublinierei de către alte instituții specializate ale statului. A fost declarat neconstituțional.
până atunci puteau să colaboreze, sublinierea avea un text care le permitea lucrul acesta. Textul a fost declarat neconstituțional, măcar atunci ar fi trebuit să desfințeze protocoalele acestea, sublinierea echipele acestea mixte. Cât prive subliniere de efectele de secretizării protocolului asupra dosarelor penale, Augustin Zegrean spune ce problema a mai fost ridicat sublinierei în 2016, când a fost declarat neconstituțional textul din codul de proceduri penal ce viza punerea în aplicare a mandatului de supraveghere, dar totul va rămâne la altitudinea magistratului. Judecătorii au suficient minte, sublinierea și libertate, ca să analizeze, sublinierea și să stabilească, de la caz la caz, dacă trebuie să mențin sau să scoat din dosare probele obținute prin această colaborare nefirească între SRI, sublinierea IDNA, dar problema sigur se va pune în special cu dosarele care au fost deja judecate definitiv. La cele care sunt în curs de soluționare, judectorul are posibilitatea să înlăture proba obținut nelegal, mai ales după decizia Curții Constituționale. În cele care au fost judecate deja, lucrurile sunt complicate pentru că nu avem un text de lege care să spun ce poate fi revizuit o hotărâre judectorească definitiv când apare o astfel de situație, a mai spus fostul presubliniere din TCCR. Întrebat dacă au fost comise abuzuri la nivelul interceptării populației pe mandate de siguranță național, Zegrean a răspuns, de când subliniere tiu eu, de când am început să înțeleg ceva despre cara sublinierei despre România, lumea se plângea ce le sunt ascultate telefoanele, mai nou ce le sunt interceptate comunicările prin internet. Când am dat decizia aceea, vestita decizie pe articolul 142 din codul de proceduri penale, sublinierei am spus ce nu a voie să fac ei intercept, am crezut atunci ce lumea o să se bucure, sublinierei va zice bravo CCR, a interzis ca acest subliniere tia să mai fac intercept. Potriv, am fost criticat îngrozitor, o anumită parte a presei m-a amenințat chiar ce din cauza acestei decizii vor veni terori, subliniere din noi, subliniere îi vor distruge România. Ce se înțeleg din asta? Ce în subliniere îi doresc, subliniere pe poporul acesta?